După ce Ciucă pierde procesul în care este acuzat de plagiat, judecătorul decide și că sa de bacalaureat este falsă. Prin urmare, instanța îl trimite din nou la școală. Într-o zi, la finalul orelor, învățătoarea le dă elevilor drept temă să scrie un anunț folosind expresia Mama e numai una. Următoarea zi, la școală, învățătoarea îi întreabă pe colegii lui Ciucă ce anunțuri au făcut cu Mama e numai una. Ionel, tu ce ai scris? Păi, tot timpul cât am fost bolnav, mama sta lângă mine. Mama e numai una. Bravo, Ionel. Foarte bine. Dar tu, Georgele, ce ai scris? Când nu știam să fac un exercițiu la matematică, mama m-a ajutat. Mama e numai una. Excelent. Dar tu, Elena? Îmi doream foarte mult o rochiță nouă. Mama mi-a cumpărat-o de ziua mea. Mama e numai una. Bravo. Foarte frumos. Îi ascult învățătoarea pe toți și, ca de obicei, rămâne ultimul prostul clasei. Și tu, Ciucă, ce ai scris? eu când am ajuns acasă ieri, îmi era tare foame și am întrebat-o pe mama ce e de mâncare. Iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider. Am deschis frigiderul și apoi am strigat, Mama, e numai una!